Copiii sunt viitorul nostru, însă pentru unii dintre ei viața este un chin și deseori viitorul este mai mult decât sumbru. Există copii chinuiți, abuzați, unii dintre ei au fost poate luați din familiile lor și exploatați, alții poate au fost vânduți. Și astfel iau naștere dramele copiilor care le afectează întreaga viață și care au implicații asupra întregii societăți pe termen lung. Mulți ar cere ajutor, dar nu știu că se poate și nici de unde. Uitați-vă aici câtă lume este, de la poliție, de la protecția copilului, de la Salvați Copiii. Toți acești oameni și-au unit forțele și au făcut un telefon al copilului, la care oricine poate să apeleze, este un număr gratuit, și să anunțe autoritățile că există un copil care este nefericit, cum spuneți voi, sau care se află în risc. Telefonul copilului oferă sprijin atât copiilor care au nevoie de îngrijire și protecție, copiilor afectați de abuzuri în familie, cât și părinților care au nevoie de consiliere. Mulți copii mi-au spus astăzi că toți copiii trebuie să fie fericiți, dar mi-au spus și că există mulți copii care nu sunt așa, iar pentru acești copii, noi toți, autorități și fiecare om în parte, trebuie să luăm atitudine. Dacă ei nu pot vorbi și ei nu pot reacționa, copiii care se află în situații de risc, trebuie să o facem noi. Iar telefonul copilului ne oferă această posibilitate pe care nu am avut-o până acum. O echipă de specialiști se deplasează atunci când există o urgență sau o situație de risc pentru copii. Și astăzi micuții târgu mureșeni au învățat o lecție utilă și care îi va ajuta pe viitor, memorând bine numărul la care pot face împreună alți copii fericiți. 0800 800 883.